După 45 de ani de muncă, a venit vremea ca juristul Petre Ilie, șeful Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, să se poată bucura de pensie. Asta pentru că Petre Ilie, care este apreciat a fi unul dintre cei mai buni specialiști din România în domeniul dreptului administrativ, a ieșit începând cu 16 februarie la pensie. Prefectul Niculina Dobrilă, care a lucrat ani de zile cu Petre Ilie, are numai cuvinte de laudă la adresa colegului ei, de la care spune că a avut multe de învățat, atât ea, cât și generațiile de juriști care au lucrat și încă lucrează în prefectură. Colegul nostru, domnul Ilie Petre, împlinește astăzi vârsta de 65 de ani și totodată îndeplinește a doua condiție în mod cumulativ, cea privitoare la stagiul de cotizare. Deci cele două condiții sunt specificate în statutul funcționarului public și conduc la data îndeplinirii lor la încetarea de drept a raportului de serviciu. Ca atare, încetează raportul pe care domnul Ilie l-a avut cu instituția prefectului și strict cu privire la juristul și la omul Ilie Petre, pot să spun că am avut o colaborare îndelungată, îl cunosc din 1999, de când a venit în instituția prefectului. A îndeplinit o perioadă funcție de secretar general, ulterior director și respectiv șef serviciu după reorganizarea instituției, șef serviciu juridic. Așa cum a spus și dumneavoastră, are într-adevăr o vastă experiență în domeniul administrației, un bun profesionist, un bun coleg. Mulți dintre colegii noștri care au devenit și ei la rândul lor profesioniști datorează acest fapt și domniei sale, pentru că au avut de la cine învăța. Îi mulțumim pentru toată activitatea, îi dorim să aibă mulți ani fericiți, sănătate și împliniri. Prefectul Niculina Dobrilă a anunțat faptul că din 15 februarie și până la demararea procedurilor legale de organizare a concursului pe postul vacantat, după pensionarea lui Petre Ilie, va fi numit temporar juristul Geloa Catrinei și el unul dintre cei mai buni specialiști care au rămas la această oră în prefectură. Va exercita cu caracter temporar un coleg care a lucrat la compartimentul legalitate, e vorba de Geloa Catrinei, care și el are o vechime considerabilă în instituție, lucrează din 1992, deci are 24 de ani neîntrerupți, e jurist, și va îndeplini, va exercita temporar atribuțiile acestei funcții publice de conducere, bineînțeles în condițiile legii, cu aviz de la ANFP, până la data când va fi ocupat definitiv postul urmare organizării acestui. Foștii colegii urează lui Petre Ilie pensie liniștită și împliniri în tot ceea ce va face după încheierea contractului de muncă cu instituția prefectului. Înainte de 1989, Ilie Petre a lucrat ca jurist în primăria Roman, iar imediat după Revoluție și până în 1999, la plecarea sa la prefectură, a fost secretar al municipiului Roman. Reprezentantul guvernului în teritoriu spune că au fost demarate procedurile legale de organizare a concursului pentru ocuparea celui de-al treilea post ca importanță din instituția prefectului, așteptându-se aprobările de la Agenția Națională a Funcționării Publici. Este știut că funcția de director al serviciului juridic este o funcție de conducere pe care se bazează cea mai mare parte a activităților din instituția prefectului, respectiv tutela administrativă, controlul legalității actelor adoptate de unitățile administrativ-teritoriale, verificarea aplicării corecte a legislației de restituire a proprietății, organizarea alegerilor și reprezentarea prefecturii în instanță de contencios administrativ. Fostul director Ilie Petre ne-a mărturisit că doar teoretic va fi pensionar, pentru că practic a primit propunerea unei mari companii private din județ de a coordona colectivul de juriști cu un salariu motivant de 100 de milioane de lei vechi. Rămâne de văzut și dacă propunerea datând de ceva timp în urmă se va și materializa, dar pentru un jurist de talia sa este greu de crezut că va rămâne mult timp inactiv.